Bun salut, eu sunt Mihai și bine v-am găsit la un nou episod de OMSI 2. Ei bine, înainte să începem, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un subscribe dacă n-ați făcut-o deja și sunteți noi pe acest canal, să dați și un share să vadă și prietenii și de asemenea nu uitați să apăsați și pe acel clopoțel pentru a rămâne la curent atunci când vor mai ieși episoade de OMSI pe acest canal. Așa că, după cum vedeți, astăzi o să continuăm traseul dent. Ei bine, ne apropiem de o stație. Da, ați văzut că mă mai avertizează jocul. Și am revenit, se pare că mi s-a blocat jocul. Nu știu din ce coincidențe bizare. Tot am zis că o să schimb calculatorul. Calculatorul ăla pe care îl folosesc eu, cred că i-au venit zilele.
A, deci pedala asta e pentru fază lungă. Deci când apăs, apare martorul albastru. Asta numai când activăm farurile. Acum așteptăm martorul, nu martorul verde, semnalul verde la semafor. De fapt, trebuia să fi stat în prima bandă.
Ah, bine, în ce am lovit. Am dat numai în bordură. Așa să nu ne orbească soarele. Deci clipă să aranjăm un pic. Thank you.
timp l-am prins. Bun, văd că tot se urcă la etaj. Bun. Ce mi-ar fi plăcut ca la mine în oraș să fi avut autobuse din alea supraetajate, cum erau în Germania la acele vremuri. Din alea cu două etaje, cum și la londonezi și la... știți voi. Și trebuie să avem grijă, pentru că bine, la prima vedere aveți impresia că este o zonă liber circulată. E o zonă foarte aglomerată din Berlin. Pentru că noi jucăm harta Berlin-Spandau.
Bine că am anticipat din timp. Am anticipat-o pe asta din timp. Uitați-mi să cuplez roțile acum. Uitați-mi să pun șocul pentru cupla de cupla roți, adică butonul de lângă butoanele de la uși. E bine. Bun, am revenit. Se pare că calculatorul îmi face probleme din nou. Pare că ne cam dă un pic de furcă faptul că se mai tot blochează, se mai tot creșuiește. Parcă nu știu la ce joc mi se întâmplă odată chestia asta.
Am ratat o stație. Bun, deci... Deci nu mai spune că staționez. Oricum, cine s-ar încumeta să urce la stația asta, că oricum e pentru coborâre. Noi trebuie să arate linia verticală, nu orizontală. Adică trebuie să ne arate linia orizontală. Nu orizontală ne arată. Of, ne tot încurc, frate. Trebuie să ne arate linia dreaptă. Întâi un A, apoi linia dreaptă.
Aia nu știu de ce stau așa de mult la semaforul ăsta. Nu înțeleg. Hai odată. Exact asta vroiam. Ce prost am poziționat autobusul acela. În fine. Atât pentru astăzi. Și pentru acest episod, dacă v-a plăcut. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un subscribe, un share să vadă și prietenii și de asemenea nu uita să apăsați și pe clopoțel pentru a primi notificări atunci când vor mai ieși episoade de OMSI pe acest canal. Și până data viitoare vă salut, ciao!